A antrenat și pe FC-ul Craiova, dar acolo nu a prea avut succes. 3 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri în 12 etape. Și este cel care a calificat Naționala de Tineret la Euro 2021, acolo unde nu a luat bătaie, a făcut egal cu Olanda, a făcut 1-1 cu Olanda, 0-0 cu Germania și a bătut Ungaria 2-1. Iată cum arată primul 11 al Rapidului, cu mai mulți jucători folosiți și în partida contra Borussiei Dortmund. Ei sunt Pănoiu, Ciobanu, Săpunaru, cu toții titulari în meciul cu Borussia Dortmund. Așadar, Modovan în poartă, Onea, Săpunaru, Iacob și Ștefan în apărare, Ciobanu și Crepulia la închidere, Sefer, Pănoiu, Emers, mijlocași ofensivi, de atac, Dugancic. Da, e aproape de formula ideală, să spunem. Și au mai revenit dintre jucătorii accidentați, care au lipsit Rapidului în ultimele două meciuri, campionat la Pitești cu FC Argeș și cupă tot în deplasare, la Cluj cu Universitatea, ambele meciuri încheiate la egalitate. Fiorentina schimbă, se pare, și portarul. La tot Rapid, cu Moldovan, da. Da, Moldovan, Horatiu Moldovan. A început această partidă, ultima a turneului, două reprize de câte 30 de minute, puțin în întârziere, în mod normal partida trebuia să înceapă la ora 16. E adevărat că e foarte greu să te ții de program în aceste condiții cu trei partide consecutive. Cu Fiorentina schimbând, desigur, mulți jucători, Fiorentina două partide consecutive, Rapid, Adrian Mutu, practic două ore aproximativ de pauză între finalul meciului cu Borussia Dortmund și începutul acestei partide. Rapid Petrolul este următoarea partidă de campionat care se va juca săptămâna viitoare, tot aici, pe stadionul național, Arena Națională, întrucât la Giulești se schimbă gazonul. Acesta este motivul pentru care se joacă aici. Imediat a doua zi avem tot aici FCSB CFR Cluj. Ștefan. Emers este cel care a pierdut balonul, controlat acum de Amatucci, pas în spate. Iată și pe Igor Dos Santos, cel de-al doilea brazilian din... al treilea brazilian, pardon, din lotul Fiorentinei, deplasat aici la București. O pasă către Marco Benassi. Și vine acum centrală, lovitura de cap a celuiași Benassi. Benassi, Barak, da, are lot suficient de bun antrenorul italian. Antrenorul italian, Vincenzo Italiano, care astăzi împlinește 45 de ani, dar care e născut în Germania. Filippo Di Stefano. Ce nume? Da. Ce nume? Offside. Offside la Terzici. Alexa Terzici, brașul stânga, un sârb de 23 de ani. A văzut bine asistentul. S-a oprit la timp Săpunaru.
Pas în flancul stâng, greșește însă Florin Ștefan. Să nu spui că a încercat să facă stop la mingea aia, a sărit la 10 metri. Acum Florin Ștefan scoate balonul în afara terenului la un pressing extrem de insistent al Fiorentinei. Trare puțin întârziată a lui Iacob. Același Iacob încercând să oprească incursiunea lui Cristian Cuame. Vincenzo Italiano, fost mijlocaș la Genoa și mai ales la Hellas Verona. Cinci ani a jucat Adrian Mutu la această echipă, la Fiorentina. Plecat de vreme, la 32 de ani. A ales Cesena, apoi Ajaccio, să nu uităm, Petrolul. Mai amintește cineva că ajunsese în India? Mă țin minte că Adrian Mutu a jucat în India, la Pune City. Corect. Acolo a ales greșit. Cesena, Ajaccio, la 32 de ani, încă mai putea juca foarte bine, la nivel mai mare decât Cesena și Ajaccio. Pasa lui Crepulia, imprecisă. Alunecă acolo în flancul stâng. Filippo Di Stefano. Fault și lovitură liberă. Terzic. Viza și el probabil la echipa națională a Serbiei. A jucat la echipa națională, dar n-a prins campionatul mondial. Mai degrabă a alunecat Sefer acolo. Da, nu știu dacă a fost și o mână, dar... Benassi este cel care a scos această minge cu Fiorentina, cu întreaga echipă aproape în propria suprafață de pedeapsă. A fost Ciobanu. Ciobanu a jucat și în partida precedentă. E genul de turneu în care trebuie să vedem jucând mai mult astfel de fotbaliști. Cazul lui Ciobanu, care a jucat puțin și care nici n-a impresionat, să zicem, conform așteptărilor, deja între jucătorii consacrați de la Farul. Offside. Offside aici. La One. Au o problemă jucătorii ăștia care au fost titulari și în primul meci. S-au încălzit, au jucat, după care s-au răcit și acum încălziți din nou. Da, două ore. E tocmai comod. Și probabil că Mutu va face schimbări și în pauza acestui meci. Terzic. Cobor acolo Sefer și îl obligă pe Terzic să paseze în spate. Dos Santos, ceva mai devreme. Lucas Martinez, fundași braziliano-argentinieni la Fiorentina. Nu avem o semifinală Brazilia-Argentina, ci Brazilia-Croația. Astăzi vom afla cealaltă semifinală de la Campionatul Mondial de Fotbal. Onea atacat, preferă pasă prudentă. Ștefan. Un pui de joc periculos acolo. Crepulia cercând și el să oprească un atac care continuă foarte bine cu o excelentă diagonală către Di Stefano. Onea l-atacă pe Di Stefano și iată rămâne la minge, continuă cu Sefer. Ieșit bine din apărare rapidul până acum, a fost bună pasă dată de Ciobanu. Săpunaru.
No, pasa nu-i bună, pasa lui Crepulia. Sigur că nu atât cât să piardă mingea Sefer, da? Ciobanu. Crepulia încerca să-i așeze mingea lui Sefer, care era cu fața. Așa că și o execuție simplă. Pănoiu, Crepulia, Ciobanu, joacă și Pănoiu și Sefer, cei doi jucători care la Rapid îndeplinesc criteriul de vârstă impus de, de federație. Dugangici, mingea ieșit din afara terenului. Bunarul se uită în jur să vadă dacă poate primi această aruncare de la margine. Onea decide însă să-l angajeze pe Dugangici. Și acum Săpunaru ajunge primul la minge. Fiorentina aruncă de la margine. Dacă bate, Fiorentina câștigă turneul. Și dacă face egal. Și dacă face egal, corect, așa este. Fiorentina a bătut în primul meci pe Borussia Dortmund 2-0. Centrarea lui Terzic trece prin spatele porții, prin da, în au de poartă. Lorin Ștefan în imagine. Jucătorul l-a dus de la CFR Cluj. Da, în continuare rezerva lui Junior Moraes. Nu, Moraes nu poate juca înaintea lui. Crepulia, lung de linie. Minge câștigată de Caiode. Onea se retrage la timp. Scoate mingea la afara terenului. Nu știai că Adrian Mutu și Vincenzo Italiano au fost colegi? Aha. Au fost colegi la Verona. 2 ani de zile au jucat împreună la Verona. Da, încep să se lămurească da. Niște lucruri. Probabil că da. Că au fost probabil de la aceeași echipă. Dai seama că a fost întrebat, cu siguranță a fost întrebat și italianul dacă vrea să vină în acest turneu. Sigur că da. I s-a spus, dom'le, deja... avem varianta unui turneu în România cu, cu Junca pe discuție, că e clar că au avut o relație bună și corectă. Și cred că a fost întrebat de varianta asta după ce l-a informat Mutulescu că nu să facem un turneu. Dacă te întreabă cineva. Te bagi, dacă te întreabă cineva, zi da. Oh, ce bună, dar și moldovanii atent. Probabil că acolo Ștefan putea sta mai bine. Au tot și unde se apără și cum se apără Fiorentina. Faltat Dugangici. Brazilianul Igor, cel cadru, stopper, 24 de ani. Sefer. Aici este pasa Pănoiu. Corectă. Oh! Ce șut trage Pănoiu. Foarte frumos. Portarul Pierluigi Golini în, în fibrilații după șutul ăsta. Are o variantă bună Rapid și pentru sezonul viitor ca jucător care să îndeplinească acest criteriu, pentru că el va îndeplini și din sezonul viitor. Se schimbă anul nașterii, se va trece la 2002 din toamnă, din vară de fapt, că la noi cambiatul începe vara, ne-am obișnuit cu asta. Echipele vor trebui să aibă jucător născut în 2002. Sunt echipe multe care vor avea probleme și care cu siguranță că nu se preocupă acum de treaba asta, că spune mai e până în iulie, găsim atunci.
Trebuie cel puțin 2, cel puțin 2. Născut 2002, Pet. Dugancici, n-a jucat mingile la el. Cu această echipă a Fiorentinei, alta decât cea care a jucat în meciul cu Borussia Dortmund. Interesant, repede, da? Cred că e mai degrabă de căutat o organizare a unui astfel de turneu vara. Îmi pare că vara a devenit o perioadă foarte scurtă de pauză între campionate. Se și organizează astfel de turnee, să nu uităm, dar în alte țări merg echipele noastre prin străinătate, că nu e genul ăsta de turneu, prin Antalya, prin Austria. Bine, probabil că prin Austria se va aduce puțină lume de acum înainte. Antalya iarna, Slovenia va avea de câștigat. Faultul lui Dugancic. Dugancic încearcă să-și ceară iertare. E urât. Terzic. E urât. A făcut terci pe Terzic. Foarte dur. E clar că Vicenzo Italiano a folosit mai degrabă echipa, să spunem, mai bună, cu mai mulți titulari, mai mulți oameni importanți în partida cu Dortmund, de înțeles. Aici deja sunt fotbaliști care joacă mai puțin la Fiorentina, dar sunt fotbaliști de Serie A. În martie, Adrian Mutu a preluat pe Rapid. Parcă a trecut mai mult de atunci, dar încă nu e anul calendaristic. Are meci cu Petrolul ăla, nu e un meci ușor, următoarea partidă în campionat pentru Rapid. Meciul cu Petrolul, după care se duce la Arad, ultimul meci al anului pentru Rapid, în deplasare cu UTA. Avem astăzi un Hermannstadt Farul, singurul meci în Liga 1. Fault. Barak, cehul Barak, el a faultat. Jucător aflat pe lista marcatorilor în meciul pierdut de Fiorentina în campionat, în ultima etapă de campionat, cu puternicul Milan în locul 2 în Serie A. Milan a câștigat acasă 2-1. Golul Fiorentinei înscris de Barak. Emers, frumos. Frumos, e jucător de calitate. Kate pe banca de rezerve. Emers a jucat și în cealaltă partidă. Faptul că a avut această perioadă de pauză, Adrian Mutu poate să folosească anumiți jucători și asta se și întâmplă în ambele meciuri. Sunt aici fotbaliști care au jucat și în partida cu Fiorentina. Aici pasa bună, preluarea bună, variante puține. Acolo este Moldovan. Cere offside, nu știu, tot cere. Ridică mâna acolo Iacob. Hai să-l vedem aici pe Pănoiu. Pănoiu, Sefer este în dreapta, se demarcă Dugancic. No, mult prea telefonată, previzibilă. Terzic strânge bine la timp. Kouame. E sus, se apără foarte sus jucătorii italieni și în aceste condiții portarul moldovan este obligat să degajeze la întâmplare, cum s-a întâmplat ceva mai devreme și la întâmplare de cele mai multe ori înseamnă la adversar. Cristian Kouame, vârful Fiorentinei în această partidă, a fost liber. Acum mi se pare că stă în offside, vine centrarea. Di Stefano centrează, da.
tot Fiorentina este echipa care va relua jocul de la margine. Repriză de jumătate de oră, două reprize de câte o jumătate de oră. Nu puteau să facă altfel, desigur, în aceste condiții, dar încă o dată am mai spus-o și e bine să insistăm că lucrurile trebuie lăudate și mă refer la gazon. Gazonul este... Și am avut atâtea probleme cu gazonul. Drept dovadă, pe Giurei se schimbă gazonul. Aici, al treilea meci astăzi, da, meciuri de o oră, dar sunt totuși trei ore de fotbal, plus încălzire pe acest gazon care arată excelent. Au găsit, nu știu, varianta, combinația bună, natural, artificial. Offside. Offside aici la Di Stefano. Sunt curios dacă a fost. Da, este. Este. Atent asistentul. Crepulia. Rapid își permite luxul să construiască, iată, de la linia de fund. A fost un pas acolo care a traversat careul. Pănoiu. Crepulia era acolo, da, în zonă să-l ajute. Sunt obligați, uite-te cum iese Fiorentina. Cum iese Fiorentina. Rapidul este obligat să se tot întoarcă. Iese bine aici, moldovan. Emers. Ciobanu. Din nou Emers. Oanea. Lung de linie. Da. Lung de linie prea lung. Da. Care nu poate fi ajuns de Pănoiu. Unde e mingea? La Onea. Și aici mai departe, tot întoarce. Ciobanu parcă i-a tras ca un magnet de propria lui jumătate de teren. Tot invers. Prea are cu cine față, că e marcajul bun. Nu e Ciobanu care era acum un an, doi, să zicem. Nu este. Dar nici nu avea Fiorentina față acum un an, doi. Echipă de locul 10 în seria. Da, echipă de primăvară europeană. Sezonul precedent a fost foarte bun cu Vlahović, am spus-o și la precedenta partidă. Acum cu Luka Jovic, în schimb, e altceva. Da, și-a rotunjit bine conturile. Acum are unde de văzut, dacă mai are de luat de la Juventus. E o problemă, că s-ar putea să nu mai ia de la Juventus. A urcat coarta. Înțelegere cu Caiode. Au de poartă Rapidul. Nu mai avem Biraghi, nu mai avem Bonaventura, nu mai avem Micone, Mandragora, dintre jucătorii pe care i-a folosit Fiorentina în partida cu Dortmund. Și stă bun, reușește Onea, da. Din degajarea slabă, rea da, portarului. Uite-te cum te iau. Ia. Ieși de aici altfel decât așa. Ieși de aici. Da, foarte bine. Asta e. Asta foarte este fotbalul bine modern. Presiune. Barak. Și Pănoiu poate construi periculos. Îl are în stânga, îl are liber. Nu, o centrare care n-a fost bună. Nu, centrarea n-a fost bună, da. Centrarea lui Emers, mai mult efect trebuia. Nu mai este Ioniță, dintre fotbaliștii care au jucat în prima partidă, nu mai este Kate, dar mulți dintre ei sunt. N-a fost sens, oare? Nu, se pare că nu. N-a fost, este greșeala lui Săpunaru. 4 contra 2 aici, ocazie importantă pe care o are Fiorentina, ține de minge, vine și pasa într-un târziu în exterior. Aici preluarea este lungă, sare mult mingea din Barak. Balonul rămâne acolo la Benassi. Și vine Onea. Au întârziat, au pierdut momentul ăla atât de bun. Emers pasă cu călcâiul acolo la Ștefan. I-a dat mingea înapoi adversarului.
Offside la Barac. Offside, da, a fost Di Stefano, cel care cred că a lovit mingea rău, cred că a vrut să dea pe poartă el. Sigur, asta s-a fost. Un quarto d'ora e poi viaggio un altro quarto d'ora. Am văzut în prim plan puțin mai devreme pe ganezul Duncan și iată o minge ciupită și apoi pierdută. Sefer, cât pe ce să ia mingea, reușește Dugancic. L-a luat la țintă, l-a luat la țintă pe Igor. Mi s-a cam împâienjenit vederea lui Dugancic când a văzut poarta și că poate să înscrie. Cred că era mai bine dacă a fi combinat. Sefer era lângă el. Destul de alunecoasă suprafața de joc. Alminter de o calitate ireproșabilă. Centrarea lui Onea cu efect mult. Emers. Da, respinge rău, respinge greșit acolo. Trece pe partea închisă până când este scos în afara terenului. Gianoxian Emers, băiat de fotbalist. Fiul, tatăl său, Mark Emers, a fost internațional belgian. Da, vine acolo Sefer, dar fără succes. Terzic, probabil aici în stânga, nu? Mingea respinsă de Săpunaru, dar rămâne adversar. Este o poziție de șut. Vine șutul deviat, șutul lui Di Stefano. Corner Fiorentina. Și lumea îl aplaudă pe Paul Iacob pentru acest plonjon în calea mingii. Ducea bine șutul lui Di Stefano. Cum să se audă galeria Rapidului, absentă la primul meci. Da, au fost niște discuții nemulțumiți de perioada în care au ales să organizeze acest turneu în sfârșit. Mă că nu vin la meci, e... să-i lăsăm cu ale lor. O să fie la meci cu Petrolul, mă gândesc, acolo interesant va fi, din punct de vedere al publicului. Doar că... înțeleg că vremea este neașteptat de bună acum, în weekend, după care la mijlocul săptămânii vin niște friguri, cum n-am avut până acum în această iarnă. Asta e. Dugancic. Oh, ce frumos! Ce frumos! Nu știu cine a fost, Ciobanu sau Crepulia. Ciobanu, acum, Ciobanu a fost. Da. Crepulia e dincolo. Altului Quarta. Jucătorul argentinian al Fiorentinei. Jucător defensiv, fie mijlocaș defensiv, fie stopper. Cam 4 minute până la finalul primei reprize. Până la finalul primei reprize, da. Aici. Duncan. Mingea degajată rău în primul adversar, dar sare la portarul Fiorentinei. Quarta a degajat în pănoiul, dacă nu mă înșel. Atât pe Barac. Alură frumoasă a cecului, da, care joacă cu jampierele lăsate. Și strigătul de om în agonie a lui Terzic, pentru că a ratat și-a dat, da, și-a dat seama, centrale. După cum a lovit mingea, că e în plopi. Greșit aici, greșit. Până la urmă, Crepulia reușește să țină Rapidul în posesie. Pănoiu. Da, se complică Pănoiu și pierde șansă mare de care nu profită Fiorentina. Este pasă dată fix la adversar, la Săpunaru.
Crepulia mai departe, aici este Sefer, ideea nu era, ne dăm seama cu toții ce a încercat, dar asta nu prinde, nici Mbappé nu prinde, nici... Dacă pleca la timp, no, totuși, cred. Dacă era pregătit Dubravici... Se pare că e mult prea tare dată. Da, a fost dată tare, e adevărat, dar măcar dacă pleca. Păi și-a dat seama că, că pleacă degeaba, probabil. Nu, da. Cred că nu, cred că nu se aștepta. Sefer a așteptat să vadă care e poziția lui Dugagic, dacă nu cumva este în offside, din cauza asta s-a pierdut acolo un timp scurt, iar Dugagic a crezut că gata, s-a terminat cu Sefer, Sefer o să nu se paseze lui. Așa văd eu, poate că nu văd bine. Aici exterior, ce interesant, ce interesant acest exterior. Emers, vine Ștefan, pentru el mingea, dar nu e bună, sau oricum de lăudat, de apreciat apariția lui Marco Benassi la timp acolo. Combină Rapidul, lungă linie imprecisă însă. Echipa este fără victorie de 5 jocuri în toate competițiile, de la acea victorie 2-1 cu CFR Cluj. Victorie contestată de clujeni. Tot acolo, pe partea lui Florin Ștefan, ultimele 30 de secunde ale primei reprize, în mod normal și prelungirile, dacă sunt, sunt de scurtă durată, la meciuri cu 30 de minute repriza. Iată-l pe Sefer, coborât. Terzic, dar e pe dreptul și vine pasa asta cu stângul, corectă, aici, în fața porții! Oh, ce frumusețe! Oh, ce frumos! Ce exterior! Kouame! În, la ultima fază din prima repriză. La ultima fază din prima repriză. Da, vede și Mutu. Se uită la tabelă, vede că dacă, dacă mai rezistau câteva secunde, era 0-0 la pauză. Kouame, foarte, foarte Mariano, dă un gol, o minunăție de gol. Este frustrant pentru portar care vede cum se scurge pur și simplu mingea pe lângă el fără să mai poată să facă ceva. Are această fracțiune de secundă în care reușește să, să dirigeze mingea exact unde trebuie, cu segmentele astea, da, mari, lungi. Frumoasă execuție și frumos, frumos fel de a termina faza. 1-0 așadar, Kouame, autorul golului. O scurtă pauză și revenim cu repriza a doua. Ne pregătim de repriza a doua partide dintre Rapid și Fiorentina, care este și ultima turneului, mini-turneului organizat astăzi în capitală, cu Fiorentina, Borussia Dortmund și Rapid. 1-0 la pauză pentru italieni, gol marcat la ultima fază a primei reprize de Kouame. O execuție de mare rafinament a acestui jucător ivorian face ca Fiorentina să fie în avantaj, după ce mai devreme Fiorentina a bătut cu 2-0 și pe Borussia Dortmund, care Borussia Dortmund a bătut pe Rapid în primul meci cu 2-1. Fiorentina atacând la poarta din dreapta în această repriză, în care Rapidul va încerca probabil să... A și făcut niște schimbări la pauză. Egaleze. Oricum, au reușit să dea gol cu Borussia Dortmund, măcar... Golul lui Ioniță, frumos gol, da. Și gol frumos, măcar cu atâta să se consoleze suporterii Rapidului. Un turneu puternic, un turneu cu două echipe... cu greutate în, da, Europa. Și care au venit cu jucătorii buni. Da. Să înțelegem, nu au venit cu echipa a doua, nu au venit cu rezerve. Sigur că au venit și cu jucători de la echipa a doua, dar în general ce putea să aleagă astăzi antrenorul Borussia Dortmund sau antrenorul Fiorentinei a fost cam cei mai buni. Pasa lui Sefer nu putea fi ajunsă de Onea. Între timp, Horatiu Moldovan semnează tricouri. A fost schimbat Moldovan cu Drăghia. Hens. Hens la această preluare aici în bandă. Caiode.
Dugangici la capătul acestui lung de linie. Pierde mingea. Sunt duel cu Igor, brazilianul Igor. Quarta. Cu și Duncan. Rapidul trimite în față pe Pănoiu. Mai că e mai degrabă tentativă de pressing decât un pressing în adevăratul sens al cuvântului. Rapidul preferă să se apere mai jos, să coboare liniile și să facă densitate acolo. Între jucătorii de câmp, în afara portarului, văd pe Kate, care n-a fost în... în primii 11, da, într-adevăr, da. Sunt că ai și Tremers, probabil. Probabil. Ne edificăm pe parcurs. O minge pe care Terzici n-a putut să o joace. Este o pasă imprecisă. Uită pe Kate acum. Dugangici. Din nou. Știu că n-a ieșit, cred că a ieșit Crepulia. Că l-am văzut pe Emers. Adică dacă vrei să faci o schimbare ofensivă, cam asta ar fi. Intră Kate în locul lui Crepulia, în locul lui Emers. Bănuind, presupunând că încearcă să... Și a intrat și Junior Moraes în locul lui Ștefan. Da, Kate... cam pe poziția lui Crepulia se situează. Da. Și nu mai e mijlocaș defensiv. Fost Iacob, pasă înapoi, Drăghia. Da, joacă rar. Între cei mai vechi jucători, chiar cel mai vechi jucător al Rapidului, Drăghia. Atenție, o minge în spate. Șutul este deviat, cred. Nu, va fi repunere din colțul careului. Dar continuă să fie periculoasă. Fiorentina continuă să fie periculoasă, chiar dacă lipsesc în această partidă mulți dintre cei care au jucat în partida cu Dortmund și dintre cei mai buni jucători ai Fiorentinei. Are fotbaliști talentați. A fost șutul lui Terzici. Fundașul stânga și-a părăsit poziția. A apărut acolo în careu. Gata să finalizeze. Și acum o pasă foarte bună în flancul drept. A fost Sefer. Înapoi. Ciobanu și o minge la care iarăși nu ia startul Dugangici. E, acum trebuie asta. Asta, așa că avem pe cineva foarte obosit. Măi, uite omul aer curat. E 5 după amiază. Avem aer curat. E. Oh. Aici e belea mare. Până la urmă, șutul lui Kwame este blocat. Faultat. Cine? Dugangici. Cartonaș galben. Dugangici, la faza precedentă, a rămas din nou cu crampoanele înfipte în gazon. N-a luat startul, acum chiar că nu mai avea nicio scuză, putea să ajungă la mingea aia. Ranieri, jucător intrat în repriza a doua. Foarte sus Fiorentina, pressing. De la început a făcut așa, dar inclusiv în partida cu Dortmund. Dacă reușești să treci, să scapi, poate fi periculos pentru defensiva Fiorentinei. Nu, că nu prea reușesc. N-au mingea rapidiștii. Benassi. Echipe pregătite, bine. Fotbaliști care... au făcut școala primară a fotbalului la timp, au făcut-o cum trebuie, cu profesori buni, învățați corect, se vede cum pasează, cum aleargă, cum driblează, lucrurile astea care par simple și dacă mai sunt și bine pregătiți fizic și apoi și mai bine așezați pe teren, gata meciul.
Sigur că ai o problemă când se întâlnesc cu alții care îndeplinesc toate aceste condiții la rândul lor și intervine calitatea individuală fiecăruia, talentul fiecăruia. Altfel, echipă de locul 10 în Italia. Dacă ai alfabetul bine învățat, da. Dacă ai fluier aici arbitrul, dacă ai și datele fizice necesare, da. Ai îndeplinit cele mai importante condiții, da. Să fii bine. Și atunci baza e bună, da. Da. A fost faultat Ciobanu. Foarte agresiv pressingul lui Amatucci. De la echipa a doua, de la tineretul Fiorentinei. Există un campionat interesant acolo. Există acel campionat de tineret rezerve, care era și la noi pe vremuri, primavera, echipele secunde, care joacă în acel campionat, între ele, cu formațiile de tineret. Sigur că la noi s-a renunțat la această variantă. Pe vremuri, aici nu-i mai iartă, dar sunt iertați de șutul în bară al lui Benassi. O competiție care era bună, dar care presupune niște costuri. Adică înaintea fiecărui meci mare al primei echipe de primă ligă, era meci al echipelor de tineret. Chiar pe stadionul pe care se juca meciul, cu o oră, două înainte, era meciul echipelor de tineret. N-are cum să fie ceva rău în toată povestea asta. La noi a dispărut. Sigur că, repet, sunt niște costuri să deplasezi alți 20 de jucători și mai bine cu staff. În Italia se poate. Nu te lasă să respiri. Deci nu te lasă să respiri. Dacă ai făcut o greșeală, sigur, poți scăpa o dată, de două ori. Îți trebuie linie de mijloc. Fotbaliști care să aibă tehnică, fotbalistă. Aici trebuia să-l lase. Păi bine, n-ar fi scăpat oricum. N-ar fi scăpat. Mai vezi, ei nu te lasă. Același Amatucci, foarte activ acolo. Postura aceea de mijlocaș ofensiv. Sefer, lansat în adâncime. Ajunge la minge. Oh, cum strecoară mingea Sefer. Centrează Belu. Au dat pe lângă minge, dar oricum Dugagic era blocat. Păi arbitrul trebuia să-l lasă totuși. Da. E galben aici pentru Emers. Dar bine, asta a fost mai mult un pretext ca să oprească un contraatac care arăta bine. Nu trebuia să-l oprească. Nu era obligatoriu să-l oprească. Pănoi, jucătorul care a deschis scorul în ultima etapă de campionat cu FC Argeș, a dat gol după 2 minute. Am verificat acum, Amatucci, 18 ani. Ce pasă bună, Barak. Doi oameni, dar Barak reușește să scoată această minge. Cu câtă lejeritate ajunge Fiorentina în careul advers. Mingea e pe stângul și șutul lui Amatucci, despre care vorbeam mai devreme. Jucător de 18 ani, de la tineret. E ratat. Dai seama ce mândrie pentru... Da, ce bucurie. Apără bine Drăghia, din nou o fază periculoasă de atac, încheiată de centrarea lui Benassi, prinsă de Drăghia. Cam 20 de minute până la final.
Fiorentina are 1-0, dar nu și-a schimbat nicio formă, poziția față atitudine, de jocul ăsta, atitudine. Un fel de agresiv. Dugancic în contratimp, mai mereu în contratimp în acest meci. Și în acest turneu, mai bine spus. Foarte bună pasa. Oh, și mai departe, mai departe, Benassi. Altă clasă. Altă clasă. Altă stofă. Foarte bine au cooperat cei doi, Kouame și Benassi. Și tu dai seama că Luis Munteanu vine bine la noi, da? Face o figură frumoasă. N-avea loc aici nici el. Nici Iannis nu prea nici avea. Nici Iannis, nici el. Da? Și îți dai seama că Fiorentina pe vremuri era eliminată de Universitatea Craiova. Oh, te-ai dus mult, 80. Bine, uite, mai încoace, 90. Fiorentina vine în Ghencea, joacă cu Steaua, face egal, 0-0. Nu, Emil, noi am tot luat-o tot în jos și ei n-au cum să nu progreseze într-un mediu corect, sănătos, cu academii bine puse la punct. Noi însă, deși avem acces, ceea ce n-aveam pe vremuri în anii 80, la tot ceea ce înseamnă pregătirea fizică, la tot ceea ce înseamnă dotare din punct de vedere al tehnologic astăzi, că la noi se lucra cu gantere, se lucra cu... erau rudimentare. Erau mingi medicinale, băncuțele alea se erau peste ele, era totul făcut rudimentar, n-aveam. E, astăzi, orice academie din România, orice club serios de care are copii și junior, poate să aibă la dispoziție absolut tot ce are ca și ultima tehnologie Liverpool, Juventus, Barcelona sau cine vrei. Și au, din punctul ăsta de vedere. Amintește-ți ce colecție impresionantă de casete video avea Mircea Lucescu, da? Ca să poată să urmărea. Astăzi ești la un click distanță de orice baterie să ai. Solo s-a strigat de la margine. Junior Moraes cu dreptul. Da, dă cu dreptul Junior Moraes, parcă a luat el pe compropriu. Amatucci vede cartonașul galben, tânărul de 18 ani. Și sunt și foarte mulți. Dai seama ce concurență este. Și la ei sunt foarte mulți jucători foarte buni care se pierd, că nu e loc pentru toată lumea. Și ajung Liga 2, Liga 3. Dacă nu stai bine cu moralul, te pierzi. De la Fiorentina să te duci undeva Liga 3, la a doua. Noi n-avem, nu trebuie să ne mire. Nu avem. Ora 19, ora de start a unui meci interesant în Liga 1, Hermannstadt cu Farul. Interesant și prin prisma faptului că vom vedea noul stadion din Sibiu inaugurat cu ocazia acestei partide. Uite că, până la urmă, depinde și de zonă, se lucrează altfel în Ardeal. Și se lucrează altfel aici în careul Rapidului, nu știu cum fac. Lucrătură serioasă. E o dantelărie. Lucrare serioasă a fost. Cu Ame blocat. Ma, ce bine a scos mingea și la faza golului 2. Să figură coarea lui. Și îți dai seama, locul 10, Emil, locul 10. Și dorm în locul 6, adică nu ne ducem puțin mai sus. Reintră Onea. Asta n-am mai văzut-o, e la handbal. Reintră Onea, asta da. E ca la handbal, da. N-ar fi rău. S-a discutat și despre posibilitatea asta și nu știu ce. Să poți să trimiți pe un jucător înapoi pe teren pe care l-ai schimbat? Care e problema? Onea da. A început titular, a fost schimbat la pauză cu Belu. Belu este acum în dreapta.
Și Ionea joacă în stânga, păi, dar e și Junior Moraes. Și unde e Junior Moraes? Că ai... E și Junior Moraes, probabil că joacă un pic mai sus. Uite-l pe Junior Moraes aici. Junior Moraes e aici. Bine, Ionea e fundaș dreapta acum la minge. Că a jucat el fundaș stânga cât a lipsit Junior Moraes și invers. Ai, o improvizație care totuși nu și are rostul, că nu vrei să verifici ceva, ceea ce ai putea folosi într-un meci oficial, să spunem, cu miză, da? În sfârșit. Că și dacă era vorba de o problemă de ordin medical, băgai pe altcineva pe bancă. E un lot de 20 și de jucători. Da, Ionea este practic interstânga aici, undeva. E un jucător de picior drept. Trece. Trece. Și mingea în spate. Cehul, șutul cehului este blocat, este lovitura de la colț, Barak. Da, sunt relaxați, sunt bine dispuși, e 2-0. 2-0 cu Dortmund, 2-0 cu Rapid. Au luat deja măsura adversarului, prima repriză, și au dat seama că... N-au cum să aibă probleme. N-au, nu vor avea probleme și acum chiar savurează. Și Emil, echipa a doua, asta este echipa a doua Fiorentinei. Adică în afara celor care lipsesc, echipa mai bună a jucat cu Dortmund. Schimbare, încă o schimbare. Cred că iese, Ciobanu, da, iese Ciobanu. Aici trebuie să căutăm pe listă să vedem cine-i puștul ăsta. Gabriel Gheorghe, dacă am auzit bine, da, crainicul. Da. S-a mai făcut o... se anunță și în... și în limba engleză, cred. Prima intervenție lui Gabi Gheorghe. Aplaudată. 16 ani? 16 ani, da. 16 ani. Într-adevăr, italienii savurează aceste ultime 10 minute, 11 minute. Și joacă într-adevăr frumos. Terzic, încercând să țină mingea în teren, fără succes însă. Spuneam și puțin mai devreme, Fiorentina este una dintre cele două echipe pe care Napoli n-a reușit să le bată într-un tur de campionat absolut fabulos pentru echipa din sudul Italiei. În 15 etape, Napoli are 13 victorii și 2 remize, una dintre ele cu Fiorentina. Un 0-0 la, da, Florența. Aia. Per total, Fiorentina are un sezon mult sub așteptări și mult sub sezonul precedent. Da, au terminat pe 7 sezonul trecut. E departe acum. Acum sunt pe 10. Aia un... De fapt, atenție, sunt 38 de etape. Deci da, italienii mai au de jucat, mai au de jucat mult, au etapa 15, dar e la distanță mare, deci acum este la distanță de 8 puncte de Conference League. Este sub echipe ca Torino sau Udinese, bine, Udinese a fost la un moment dat acolo pe podium. Da, a avut o serie extraordinară Udinese, dar n-a putut să țină, pasul, da. Nu e. Deocamdată, astăzi, Fiorentina e departe de grupul ăla mare și important. Dar uite cine face nouă. Foarte bine, frumos aici. Gheorghe, frumos foarte aici. Bine. Tânărul de 16 ani. 16 ani. Bine, a putut să vină azi, că e pauză, nu e școală. Sau a fost emers? Nu, nu. A fost Gheorghe. Gheorghe a fost, da, Gheorghe. Eh. Intră Biraghi. Nu, Biagetti. A, nu. Biagetti, ai dreptate. Și la Rapid schimbare mă miram, pentru că mai sunt mai puțin de 10 minute din partidă. Și... intră Puști din Academie.
A ieșit Emers. Cred că Dima este, dacă am auzit bine, Andrei Dima. Viaggetti a intrat, da, ai văzut bine. Iată-l din nou pe tânărul care a intrat ceva mai devreme pe teren, la 16 ani, Gabriel Gheorghe. Belu. Bine, Ionea acum e pe partea cealaltă. Bine, oricum au rămas și Belu și Junior Moraes și a intrat și Ionea. Dugangici. Obținem o lovitură de la colț. Cred că a intrat nu Dima, ci Krivac. 26. Alexandru Krivac. Da, e băiatul fostului jucător, da, Krivac. Da, da. Auzi de la Pitești. Iulian Krivac. Corner cu centrarea lui Sefer. N-are cum să scape mingea. Să scape mingea. Ce degajare bună, formidabilă degajarea. Direct pentru vârful Coame. Degajarea lui Drăghia însă este la barac. Talentat fotbalist. Excelentă pasa lui Biagetti. Oh, din fentă. Aici se cam încurcă în propriile dribblinguri, în proprii pași. Da, frumoasă acțiunea lui Caiode. Di Stefano. Barak. Di Stefano. Minge simplă pentru Drăghia. Și Di Stefano, jucător care vine de la Academie, de la echipa a doua, de la tineret. Nici iată, Rapidul... Rapid n-a avut nicio ocazie. Nu s-a apropiat de poartă în repriza asta a doua, cel puțin. Da, e diferență mare. N-ai ce să comentezi. Nu surprinde pe nimeni și nu cred că a dezamăgit pe cineva Rapidul în această seară, pentru că n-avea de unde să facă. N-aveai așteptări, da. Sigur. Să nu uităm că acum 6 ani de zile, Rapidul era în Liga 5-a. Da. Și a parcurs drumul din Liga 5 până în Liga 1 în pas cu pas, în fiecare an. Odată a ratat promovarea, odată a stat 2 ani în Liga 2. Două sezoane în Liga 2, când a ratat în ultima etapă promovarea, atunci cu Turnul Măgurele, a promovat Tuta și FC Argeș în sfârșit. Deci singurul an în care n-au promovat a fost odată în Liga 2. Și acum este pe locul 3, pe podium. Da, Emil, da, echipă de cupe europene și mă gândeam în același timp și la Farul, Viitorul, pe vremuri, amintește, îți prinde cupă europeană și te prinde oricine prin Europa, Gent, Gang, și îți dă 5. Și îți dă 5. Noi ne luptăm aici între noi, echipele, să prindă loc de cupă europeană când ieșim acolo. Bun, avem exemplu CFR Cluj, sigur, și aici să nu mai spun nimeni nimic despre Dan Petrescu. Care face, ce face, cum, dar cu bani mulți și trăgând linie cu minus mare în buget ca să ajungă aici, într-o Conference League, primăvară de Conference League. Acolo e locul nostru, dacă în cel mai fericit caz e acolo, în cel mai fericit caz. No, vrea prea mult la 16 ani. Gabi Gheorghe a pierdut mingea și a pus echipa într-o situație dificilă. Oamenii, a fost cel care i-a furat-o. Din nou Gheorghe, Dugangici, sare mingea 10 metri
Și Dugancic rămâne, n-are chef să joace, no. Și aud și niște fluierături din tribune, probabil niște băieți care se pricep, care își dau seama că Dugancic nu e foarte interesat de partida asta. Bine, săracul a alergat în gol, a pedalat în gol. Nici nu cred că e obosit, n-ar avea de ce. N-ar avea de ce. Sunt ultimele minute ale acestei partide, ale acestui turneu pe care Fiorentina îl câștigă. 2-0. Pentru formația italiană. Și cu Borussia Dortmund și cu Rapid și mai sunt câteva minute. A stat bine acolo Iacob. Iacob, da. Reușit să respingă. Centrare mult prea lungă. Mai intră niște copii. Problema este că intră, cred, cam târziu. Am văzut Dima. Adică 2 minute. Și reintră Stan, numărul 15. La noi e 33. Da, da, da. Bine, el n-a jucat în meciul ăsta, a jucat în meciul cu Dortmund. Da. În timp ce Pânuiu a jucat de 2 ori în meciul ăsta. Da. Asta e. Da, asta spune. Îi lași 2 minute, nici nu știu dacă apucă să atingă, să atingă mingea. Ei, e o acomodare așa cu aerul ăsta, da. Select. Da. Aristocratic. Prea puțin. Prea puțin. E și Dugancic până la urmă. Stan în locul lui, acolo în poziția de vârf. Dar probabil că această modificare nu o să aibă foarte mare impact în jocul Rapidului. Nu mai e timp. Nu mai e timp asta, pentru că amintim, sunt meciuri, au fost, că se cam termină, de câte o oră? 60 de minute, adică, vedeți bine, intrăm acum practic în ultimul minut și în general nici pe lungiri n-au fost, pentru că n-au fost întreruperi, n-au fost faulturi, aici am mai avut niște cartonașe. Offside. Una peste alta, hai să tragem niște concluzii. Un turneu care a adus... Interesantuți. Da, a adus niște jucători importanți. Da. Am văzut fotbal de calitate și la Borussia și la... Și au respectat blazonul, au venit cu echipele bune. Rapidul atât a dat gol cu Borussia Dortmund. Atâta s-a putut. E bine, totuși. Ce e rău, rău e că n-a fost public. Nu-mi dau seama de ce. Poate că n-a fost suficient popularizată această competiție, poate nici că... Nu dau seama, că poate vreo 5.000 dacă au fost la, nu știu, sâmbătă, la prânz. Primul meci a fost la ora 1. Păi, eu zic că a fost foarte bine pus totuși. E sâmbătă, zi liberă. Și vremea bună. Da, vremea adică bună. Vremea în București e de aprilie, așa. Surprinde faptul că galeria giuleșteană n-a fost la meci. Surprinde. E de discutat și de aflat ce anume s-a întâmplat. O galerie al minter fidelă și bine organizată. Da, au avut o nemulțumire. Au anunțat că nu vin la turneul ăsta. În sfârșit, da. Iar așa tot felul de orgolii și... Da. Plus că a apărut așa oarecum pe nepusă masa turneul. Se știe, nu știu, de vreo 2-3 săptămâni, poate nu mai mult de o lună oricum. Și se face 3-0! Iarăși la ultima fază. La ultima deci, fază. Fantastic, la ultima fază din prima repriză. Fiorentina a deschis scorul și probabil că încheie meciul la ultima fază, la repriza a doua. Echipă. Și cători talentați. N-ar rău să mai vorbim. Am tot spus, crescuți cum trebuie, unde trebuie. Și fazele frumoase, altfel, faze de joc. N-a fost offside aici. Tot Benassi. Da. 2 goluri marcate de el. E bine că avem de învățat și vedem că e o diferență mare. Nu trebuie să ne surprindă. Atenție, aici, deja în această partidă, Fiorentina a folosit mulți jucători de la echipa a doua, spre deosebire de 11-le cu Dortmund. Da, dacă luăm bătaie de la echipa a doua... Ce da, să ne acolo așteptăm, suntem. Acolo da, suntem. La... Și atenție mare, turneul ăsta e
e bun pentru că nu cred că mai pupăm echipe astfel de valoare echipe. Asta în cupele europene, în Conference League. Să ne vedem, să ne măsurăm puterile cu ei. Au intrat niște copii, nu știu dacă au atins mingea, repet, părerea este că dacă tot au intrat, puteau să intre măcar cu 5 minute mai devreme, 7. Că e clar că scorul, miza, nu trebuie să influențeze decizia de a trimite pe teren anumiți jucători. Se termină această partidă, se termină acest turneu, Fiorentina câștigă clar 2-0 cu Dortmund, 3-0 cu Rapid. În prima partidă Dortmund a bătut pe Rapid cu 2-1. De vară, așa, dar nu în decembrie, un astfel de turneu. Interesant să vedem niște jucători și de respectat faptul, sau de admirat faptul că și-au respectat numele Fiorentina și Dortmund au venit la București cu cea mai bună astăzi, exceptând fotbaliștii care mai sunt pe la campionatul mondial sau unii dintre ei accidentați. Da, încheiem aici cu imaginea lui Adi Mutu, puțin posomorât. Oricum s-a reîntâlnit cu fostul său coechipier de la Verona, cu Italiano, cu Vicenzo, antrenorul, Vicenzo Italiano, antrenorul Fiorentinei, și-a dat seama de diferența de mare, da, de nivelul, diferența mare de forță de joc între echipa sa și echipe, să zicem, de mijlocul clasamentului, sau, zicem, poate chiar partea superioară a clasamentului, în două campionate tari. Situația e din ce în ce mai gravă pentru fotbalul nostru de club și pentru echipa națională. Sistemul funcționează defectuos. Dacă nu se iau măsuri la timp, o să ajungem tot mai jos. Cosmin Băleanu și Emil Grădinescu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși!